Hei, salutare și bine te găsesc, Santoși aici și te salut de la mare. E o vreme superbă de primăvară parcă, deși mai avem un pic până la 1 martie. Și tocmai cu ocazia asta vreau să am o invitație pentru tine și de fapt un mic cadou de primăvară. Și anume invitația să vii la un workshop care se numește Calea Destinului Tău Divin. Este un program pe care pe mine mă inspiră foarte mult și înseamnă foarte mult pentru mine, pentru că s-a așezat în ultimii ani această nouă chemare, această nouă direcție a destinului meu divin și te invit în această călătorie să redescoperim principiile de a trăi viața într-un alt mod. Da, diferit față de planul de supraviețuire al minții, cum îl numesc, da, cred că sunt două căi principale și ăsta este singurul liberul nostru arbitru pe care îl avem, și anume să alegem între calea controlului sau calea ego-ului sau calea minții și calea destinului divin sau calea iubirii sau calea sufletului. Da? Și o să discutăm principiile astea, o să ni le reamintim, pentru că de fapt nu învățăm nimic nou, nu-i așa? Și sunt sigur că undeva în interiorul tău le cunoști și e doar nevoie să le aducem un pic aminte, pentru că, cu alte cuvinte, este și ieșirea din Matrix, este ieșirea din această lume iluzorie a minții, care ne face să fim în această dualitate permanentă. Există și o altă cale, da? O altă cale mult mai simplă, mult mai frumoasă, în care ne aliniem cu viața, cu ce ne cheamă, dăm voie Universului să se exprime prin noi, cum îmi place mie să spun. Și asta e ce ne aduce enorm de multă bucurie, ușurință, beatitudine, iubire, adică tot ceea ce căutăm cu adevărat. Însă, aplicând strategiile minții, nu o să funcționeze niciodată și cred că dacă ai ajuns într-un punct în care ai parcurs deja niște etape, ai făcut anumite purificări în ființa ta, probabil simți că e momentul să te deschizi către un alt mod de a fi, către chemarea noului pământ, cum îi mai spun eu. Așa că te aștept pe 1 martie seara la acest workshop și găsești detaliile în link și să ne revedem cu tine.